Bine v-am găsit, dragi copii! Eu sunt Adriana Silvica Lefter și în acest material vom descoperi împreună informații despre lanțurile trofice și mediile de viață. Ați învățat deja despre câteva medii de viață din țara noastră și din alte locuri. Iată, aceste imagini reprezintă pădurea, mediul de viață natural în care trăiesc numeroase viețuitoare. În țara noastră există păduri de fuioase și de conifere. Pajiștea este un mediu de viață natural întâlnit în toate zonele geografice. Există pajiști de câmpie cu ierburi perene cu înălțimi diferite. Există și pajiști montane unde cresc ierburi cu tulpini scurte întinse pe pământ. Râul. În țara noastră întâlnim multe râuri atât în zona de deal, cât și în zona de câmpie. Râul este un mediu de viață acvatic, unde trăiesc multe viețuitoare. Deșertul este un mediu de viață cu precipitații foarte reduse. Din acest motiv, vegetația este foarte săracă, iar animalele întâlnite au adaptări specifice. Marea și oceanul sunt medii acvatice naturale unde întâlnim plante, scoici, pești. Deasupra apei, dar și în zona țărmului, trăiesc multe alte viețuitoare. Deoarece v-am spus de la început că vom discuta despre lanțul trofic, să identificăm câteva cuvinte cheie. Consumator, producător, pradă, prădător. După cum bine vă dați seama, prădătorul vânează prada. Dar haideți să aflăm despre consumatori și producători. Producătorii sunt plante, acestea producându-și singure hrana. Consumatorii sunt animale, acestea mâncând hrana de care au nevoie. Observați cu atenție săgețile. Vârful acestora indică animalul care consumă planta sau alt animal care se află la celălalt capăt al săgeții. De exemplu, cerbul consumă iarbă. Lupul mănâncă cerbul. Un alt exemplu de lanț trofic, insecta mănâncă iarbă. Pasărea mănâncă insecta, acbila mănâncă pasărea. Un lanț trofic din zona de pajiște de câmpie. Șoarecele mănâncă porumbul. Șarpele mănâncă șoarecele. Bufnița mănâncă șarpele. Un lanț trofic din mediul acvatic. Peștii mici mănâncă alge sau plante marine. Peștele prădător mănâncă peștii mici sau mărunți. Pelicanul mănâncă peștele prădător. Ce este greșit în următorul lanț trofic? Priviți cu atenție! Desigur, fluturele este mâncat de broască, broasca este mâncată de șarpe, șarpele este mâncat de acvilă. Realizați și voi un lanț trofic folosind viețuitoarele din imagine. La revedere!